Au trecut deja 10 de ore din momentul sesizării evenimentului, iar fiecare clipă se scurge în defavoarea găsirii corpului, care ar putea să fie ajuns practic oriunde. Noi nu știm practic un loc sigur. Noi căutăm acum la întâmplare și suprafața, vedeți, dumneavoastră, foarte mare. Am căutat și ieri, am căutat și astăzi exact pe locul indicat. Nici condițiile meteo nu le-au ușurat militarilor misiunea, creând tensiune maximă și în rândul rudelor și al apropiaților, care au stat în permanență pe marginea lacului în așteptarea unei vești. Punctul critic a fost atins în cursul amiezii, când s-a luat în calcul abandonarea căutărilor din cauza furtunii ce s-a abătut asupra stațiunii Mamaia. O echipă trimisă în larg era cât pe cer să se răstoarne cu barca pneumatică din pricina curenților. Deși vizibilitatea a fost aproape zero în unele momente ale zilei, scafandrii nu s-au lăsat și au continuat să-l caute pe tânăr. Fiecare revenire la mal pentru a încărca rezervele de oxigen le-a dat emoții rudelor, care au stat în permanență pe marginea lacului. Șeful centrului de scafandri a solicitat transportarea unei ustensile speciale tocmai de la Tulcea pentru a eficientiza misiunea de căutare a cadavrului. Din cauza asta vrem să căutăm cu acea plasă, cu acel carmac. Deci cu... este practic o saulă lungă de vreo 25 de metri și cu niște ace de pește, de pește mai mare. Și acesta se va lega una la o barcă, un cap la o barcă, un cap la cealaltă barcă și se trainează pe o zonă de unde am început noi până la mal și tot așa, pe fâșii. Constituie și vremea un impediment, dar o să încercăm să continuăm activitatea până la lăsarea întunericului. Oamenii își pun speranțele în aparatura așteptată să ajungă la Constanța în cursul după amiezii, când va începe din nou lupta contra cronometru, de data aceasta cu lumina zilei, care ar putea să stopeze căutările până miercuri dimineață.